Salut toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta sunt pe contul meu Xlader, am intrat în clanul lui Max. O să jucăm câteva meciuri, nu uitați să apăsați și voi un buton de like dacă încă vă mai jucați Clash Royale și încă vă mai place Clash Royale. Și îmi spuneți, bă, Xlader, eu în continuare mă joc Clash Royale, pentru că mulți oameni atunci când fac aceste episoade mă atacă și spun că jocul este mort, jocul nu mai merge, dar mie îmi place jocul în continuare. Odată la 2-3 zile, sincer, ar merge să te distrezi în el. N-am nicio treabă. Am rămas la 4000 de trofee pentru că joc toate decurile de aici, dar după cum ați observat, zilnic. Și îmi place să mă distrez. Așa că haide să vedem și noi ce avem pe shop, dacă avem ceva de cumpărat, să cumpărăm chestiile astea. Și după cum știți, în episodul trecut ne-am cumpărat și emote pack, care este foarte șmecher, îmi place foarte mult. Așa că haide să trecem la primul meci. Ok, băieți, hai să trecem și noi la primul meci. Eu am încercat de aici diferite decuri și niciunul din păcate nu mi s-a potrivit. Așa că aici încercăm pe ăsta mai squishy pentru că am emoțiile cu goblinii. Hai să dăm și noi primul win pe ziua de astăzi. Am pierdut peste 90 trofee și uitați, mi-e frică deja de el. Avem carte de level 1. Carte de level 4, pardon. Dacă dă două lovituri, e perfect. N-a dat două lovituri, deci nu e bine. Avem numai goblin, băieți. Numai goblin. Ok, el are Skarmii, care m-a bătut cu Skarmii lui. Dar pleacă aia pe dreapta, trebuie să dea ceva acolo. Ok. Bă, nu e bine că s-a fixat unul ăla. Am numai chestii care trebuie să dai locul pe ele, dacă dă locul pe ăștia. Dar dă Skarmii omul. Omul folosește Skarmii pentru ăla. Și am numai chestii de spam, asta e mișto la deck-ul ăsta. Îmi place mult. Deci chestiile trebuie să fie pe partea asta cumva. Așa explicau profesioniștii. Ok, turnul ăla s-a dus. Oricum, deck-ul meu este foarte rapid în comparație cu al lui. Și am distrus și magicianul ăla. Suntem așa și după aia facem loc bait aici, așa. Bă, mă mâncă cu Skarmii, dar măcar am dat două lovituri. Ok. Foarte bine că l-ai dat pe ăla. Vezi că te apropii ușor, ușor. Păi, e bine că l-ai luat, ce să zic. Ok, vrea să facă shenanigans omul. Omul chiar vrea win-ul ăsta, băieți. Omul chiar vrea win-ul. Vezi că da, dacă da asta, la termină ai viață, că mă joc cu el. Hop! Ok, super. Avem și un gold chest, dar nu putem să deschidem. Ok, băieți, tocmai ce am pierdut un meci și sunt așa nervos, pentru că deck-ul era mișto și îmi plăcea. Hai să jucăm un deck cu balon, că n-am mai jucat de mult, habar n-am pus în deck-ul astea. De obicei, când mă joc deck-uri cu balon, unde nu mai contre. Nu înțeleg de ce. Acum are toate cărțile de aer. Băiatul ăsta. Punem Thumbstone-ul. I-am dat chestia la... La swipe-ul ăla, dacă se numește. Hai cu contrele de aer. Magicieni, vrăjitori, wizard. N-are nimic de aer? Cred că nu mai joacă, nu știu ce se întâmplă. Jocul ăsta e free win.
Ok, peace out, bro. A pus doar o daia. N-am mai jucat după. Free win pentru mine. Mai avem aici decuri, hai să ne mai uităm. Ceva frumos, aș da și în spate să vedem ce decuri joacă ăștia. Bă, să fiu sincer, decul ăsta chiar îl jucam eu, dar hai să-l mai jucat acum. Îmi place mult. Oricum, băiatul ăsta e de, oare ne mai, e de un level mai mic. Hai să vedem, o să punem golemul acesta. O să vedeți, e simplă treaba. Golem jos, Inferno Tower jos la el. Data asta o să punem, ok, văd că vrea să facă. Cred că are tornadă, 100% are tornadă. Bă, frate, joacă chiar contra mea. Las-o baltă, prietene. Prieteni, cu voi aici este Marius. Bă, meciul este foarte greu. Wow, oare și Valkyria. Felicitări, prieteni. Spamează non-stop. Dar în dublu elixir se va duce omul ăsta. Se va duce pe, nu vă spun pe ce. O să vedeți după ce se va duce. Trebuie să-mi dea un moment să pun pompa. Poate îi dau și un tur pentru pompa asta. Nu știu, nu sunt sigur. Așa, am pus pompa. A dat flăcărica. Îi spam în capul. Hai să vedem ce pune, dacă ar pune cărțelele alea, pot să pună ăsta, pentru că așa știe el decât ala să joace, pentru că e OP. Te spargi de râs, bă. N-ai mă cum. Lightning-ul ăla a salvat meciul. Peace out, bro. Peace out. Ok, băieți, ne mai trebuie o coroană sau un win, ceva de genul, ce vreți voi. Uite aici, Sparky cu P.K.A. Hai să încercăm să vedem dacă merge. Eu știu dacă a câștigat meciul, dar mă rog, poate eu câștig cu el. Deci, e ca un fel de Splashier, dar cu Tornada unim toate, ne-am înțeles. Ok, hai să vedem. A trebuit să înceapă el, o să încep cu ăsta, pentru că asta e mare parte combo-ul meu. Trimit P.K.A. în față. Puțin. Aici. Aici. Trebuie așa. Nu! Da, ne-a greșit. A greșit racheta că s-a dat la spate, bă, când a tras Sparky-ul. Nu o să mai joacă omul. Ok. Ok, avea și contra omul. Omul avea și contra, dar nu mai are rost să mă duc acolo.
Lăsăm dragonașul ăsta să-și facă treaba. Omul avea contra, mă. Vă vine să credeți? Bă, nu l-ai nimerit. Gata. În meciul ăsta, băieți. Oricum am luat și coronașul și coronașul. Păi, dar ce, de ce mai pui cărți? Nu înțeleg, dacă zici că nu joci. Thanks. Ok, băieți, hai să deschidem și chestul ăsta. Ne-am întors de unde am plecat cu trofeele. Ia uitați ce mare legendară mi-a dat. Nu uitați să apăsați și voi un buton de like dacă mai doriți episoade cu Clash Royale. La revedere!